cubul Rubik, de ce este așa de greu de rezolvat? Păi, în primul rând, pentru că poate fi amestecat în foarte multe posibilități. Numărul de amestecări posibile pentru un cub Rubik este de 43 de quintilioane. O să vă las pe ecran ce înseamnă acest număr. Ca să vă faceți o idee despre cât de multe amestecări diferite are cubul Rubik, o să facem un mic experiment. Să presupunem că punem pe o foaie fiecare poziție de amestecare a cubului Rubik posibilă. Adică, amestecăm cubul într-o anumită poziție și această poziție o desenăm pe o foaie. Pe fiecare foaie vom desena o altă poziție de amestecare. Niciodată nu vor fi două la fel. Și vom pune aceste foi una peste alta. Și facem un teanc de foi. Teancul acesta de foi, dacă facem, să zicem, 1000 de amestecări diferite, deja teancul nostru va fi cam atâta. Va avea, nu știu, câțiva centimetri, 1000 de foi una peste alta. Dar încet, încet, dacă tot adăugăm și amestecăm cubul iar diferit și iar diferit, fără să se repete vreo amestecare cu cele din urmă, vom observa că teancul nostru de foi crește atât de mult că în curând nu va mai avea loc în cameră și va trebui să treacă prin acoperișul casei. Atât de sus va ajunge. Și el va continua să crească și va tot crește. Foarte curând va ajunge până la nivelul cerului, până în atmosferă. Va ajunge la nivelul unde zboară avioanele. Și tot n-am epuizat numărul de amestecări pe care cubul Rubik le are. Atât de multe amestecări sunt. Și dacă continuăm și tot continuăm, numărul de amestecări va ajunge cât de curând, teancul de foi de amestecări va ajunge foarte curând la nivelul lunii, imaginați-vă. Deci până la lună atât de multe amestecări și încă nu s-au terminat. Și încă continuăm să adăugăm, încă continuăm să adăugăm și teancul de foi urcă și urcă și trece de toate planetele și ajunge până la ultima planetă din sistemul solar. Imaginați-vă, și încă nu s-au terminat amestecările posibile ale cubului Rubik. Atât de mare este acest număr de 43 de quintilioane. Și după ce teancul nostru de foi a ajuns până la Pluto, am pus atât de multe amestecări, diferite una peste alta, încât teancul nostru de foi a ajuns până la ultima planetă din sistemul solar, Pluto. Atunci tot nu este de ajuns, pentru că va trebui să ne întoarcem înapoi la Pământ și vom face drumul acesta de 8 ori dus întors până vom epuiza toate posibilitățile de amestecare ale cubului Rubik. Atât de multe amestecări are cubul Rubik și de ce este atât de greu de rezolvat? Pentru că sarcina noastră este ca din tot acest teanc uriaș de foi care merge până la Pluto și înapoi de 8 ori, sarcina noastră este să găsim acea foaie unică care are cubul Rubik rezolvat. Toate fețele lui sunt de o singură culoare, deoarece și aceea e o poziție posibilă a cubului Rubik. Asta e sarcina noastră de a face, de a găsi acea foaie, acel teanc uriaș de foi. De aceea cubul Rubik este atât de greu de rezolvat.